Mișcare, frumusețe și business, iată toate acestea pot constitui oxigenul din viața fiecăruia dintre noi, dacă îi conștientizăm importanța. Alături de mine, după cum vă spuneam și în prima parte a emisiunii, se află Simona Cojocar, manager Oxigen și Paul Chiriac, manager sportiv Oxigen. Continuăm discuția despre uh, clientela pe care o aveți, ați ajuns la 2500 de persoane, ce vă trec pragul, iată un lucru impresionant totuși. Pentru că, cel puțin în Galata, aveți 2 ani de zile, nu? De când uh, e deschis centrul și în tătăraș vechime, mult mai mare, ceea ce v-a dat poate și acest impuls de a vă dezvolta și mai mult. Aș vrea să vă întreb despre protocolul, că în fiecare centru modern acum există un protocol, clientul este analizat, scanat, da, îi se face o fișă. Paul, așa e? Că a, așa Simona este. zice că tu ar trebui să spui. Pe partea sportivă, sigur că da, în momentul în care un client își achiziționează un abonament la fitness, îi se face o evaluare corporală. De da, hai să facem diferența. Fitness și sport te ocup tu și partea de frumusețe Simona, da? pentru că și acolo se face evaluare. Absolut. Pe partea de fitness, în primul rând, se face o evaluare corporală. În momentul în care intri în sală, ți se face această evaluare la început pentru a vedea după o lună de zile ce ai reușit să faci în, acest timp. Ce înseamnă această evaluare? Se măsoară greutatea corporală, cantitatea de apă din organism, sunt mai mult indici care sunt standard. Și apoi, după antrenamentul pe care se recomandă fiecăruia, vedem la sfârșit ce am reușit să facem după o lună de zile, după șase luni de zile, fiecare își stabilește un target cu antrenorul în sală. A, deci ai și persoane din acestea care, nu știu, poate urmează un eveniment important în viața lui, urmează să căsătorească, da? Și vine la tine și spune, șase luni am nunta, trebuie să arăt trasă prin el, să încap în rochie. Se întâmplă? Se întâmplă lucrul ăsta. Poți chiar face dacă minuni? Paul Magician, se poate? <laughs> întotdeauna se poate, însă a slăbi foarte rapid nu este sănătos. La fel cu dietele care sunt pe piață. Foarte multe din ele sunt mai mult dăunătoare, deoarece slăbești foarte rapid, iar apoi după ce ai terminat dieta, te îngrași mai mult, pui mult mai multe kilograme decât ai avut inițial. De aceea se recomandă treptat. Și atunci... Este mult mai sănătos. Corpul se adaptează altfel sportului și schimbării alimentației. Deci, dacă avem un target, eu știu, pe la anul așa, să ne apucăm din timp. Absolut, însă, așa cum am spus și anterior, ar trebui sportul inclus în viața noastră. Nu ar trebui să ne punem un target, doresc să se slăbesc până atunci. Ar trebui să avem un corp sănătos prin în faptul fiecare că zi. facem sport. În fiecare da. zi. De asta recomandăm cel puțin de două 3 ori pe săptămână, fie că vii la o clasă de aerobic, fie că mergi să alegi pe bandă, fie că faci un program de aparate, o oră din viața ta poți să aloci sportului pentru a avea un corp sănătos și de altfel psihic ești mult mai revigorat după un antrenament sportiv. Dar, Simona, mai sunt și categoria aia de doamne și domnișoare care chiar nu manifestă plăcerea aia de a sta o oră și de a face sport, și cred în aparatele ce pot face minuni în 10, 15, 30 de minute. Sunt astfel de aparate ce ne pot subția, ce ne pot slăbi într-un mod foarte rapid, dar și sănătos. Da, sunt. Majoritatea clientelor noastre deja le cunosc. Noi suntem dotați cu cele mai noi aparate în acest sens. Pot să dau un exemplu: Vela Shape e un aparat pe care, care este foarte îndrăgit de către clientele noastre, deoarece te ajută să slăbești frumos și te ajută să scazi în centimetri. Într-adevăr, terapeuții noștri le. Indică clientele noastre să meargă și în sala de fitness și de aerobic, dar bineînțeles, și cu ajutorul acestor aparate, ele pot slăbi mult mai repede și mult mai ușor. Practic, aceste aparate folosesc infraroșu. Și un masaj mecanic pot să spun. Și după o ședință de 50 minute, într-adevăr se văd rezultatele. Nu numai, noi nu avem aparatură doar pe parte corporală, avem aparatură și pe parte de estetică facială, pot spune că și aici sunt minuni. Uh, multe cliente la fel cunosc uh, ce înseamnă tehnologie în materie de estetică facială. Mă refer la hidrafacial și intraseuticals, care și sunt. Nu numai, și... Bă, cliente. Da, și pot client. Să da, dar da, apare da, da, și, și cu partea masculină. Asta pentru că și eu am urmat o parte din tratamentele acestea de curățare și pot spune cu adevărat da. că. Bă, aceste aparate ajută Și cred că, te... că ești de acord că bărbații se îngrijesc în ultima perioadă și ieșenii noștri, chiar moldovenii noștri au început să conștientizeze că sunt oameni frumoși și se pot duce cu sufletul deschis către un cabinet, către un centru, fără să-i blameze nimeni. Deci nu, dragă domnilor, mergeți către cabinetele cosmetice, că nu e nicio problemă, niciun impediment, nimeni nu se uită urât la voi. Ele sunt uh, total non-invazive. Și practic ajută acele creme și ajută tenul să devină mult mai luminos, mult mai hidratat Și tratează și partea de riduri ale feței, tratează și partea de acne Adică practic aceste aparate te pot scăpa de foarte multe probleme cosmetice pe care le au foarte multe cliente de ale noastre și acum o altă întrebare, nu știu, cel puțin eu sunt atentă atunci când intru într-un cabinet să văd și ce produse se folosesc. Mă refer acum la creme, geluri. Uh, Intraseuticals este o uh, gamă de produse care au uh, și un aparat uh, de, în altă clasă. Sunt uh, produse uh, pe bază de acid hialuronic care ajută uh, tenul uh, să fie mult mai hidratat, mult mai ferm și mult mai luminos. Um, Clientele noastre îndrăgesc aceste produse după ce ele le folosesc. Tocmai pentru că au văzut efecte vizibile. Nu putem compara o gamă de produse Intraceuticals cu gama de produse obișnuite din supermarketuri, pentru că ele nu au puterea de a trata tenul corespunzător. Și practic, la sfârșitul unei ședințe se văd rezultatele, pentru că acele aparate au puterea de a hidrata mult mai bine tenul. Și apropo de această scanare care se face clientului și faptul că fiecare este măsura cântărit, aveți și un medic cu care să colaborați, pentru că, de exemplu, sunt mulți care optează să vină la sală atunci când au dureri mari de spate. Da, dau un exemplu. Sau, în partea cealaltă, la cosmetică, au anumite probleme ale tenului care pot fi rezolvate prin tratamentele cosmetice. Există medici cărora să le cereți un sfat, o părere? Da, noi colaborăm cu medici medici esteticieni din Iași, domnul Lucian Popa și întreaga. Un profesionist, equipă, un profesionist da, care vine la noi la cabinet și face. Diverse uh, operații clientelor noastre non invazive mă refer. Uh, noi avem uh, și un laser pentru epilare definitivă. Uh, acest aspect multe din clientele noastre nu îl cunosc, uh, dar uh, noi îl avem. Uh, avem avem, și un, un, avem un medic permanență. dermatolog în permanență care, înainte de fiecare procedură, îi se face o analiză și îi se indică exact tipul de tratament de care are nevoie. Și iată cum iașul se ridică încet, încet și ajunge la nivel european, pentru că mi se pare o normalitate ca într-un cabinet, într-un centru unde mergem să apelăm la diverse tratamente, chiar și cosmetice, să avem un specialist, să avem un medic care să ne spună e recomandat sau nu e recomandat. Mai ales că doamnele și domnișoarele apelează în ultima perioadă și la acele injecții, da? Cu acid, cu botox, cu... Și pe to pe to care, din păcate, au început da. să poată fi făcute cam pe oriunde. Pe tocmai din aceste... păcate, spun, pentru că nu sunt specialiști mulți dintre cei ce efectuează, care, care fac această operațiune. Păi tocmai aceste aparate înlocuiesc procedurile de injectare cu acid hialuronic. Ele sunt non-invazive. Ele pătrund în provunzimea tenului și ajută clientele noastre să scape de acele riduri de expresie fără să-și injecteze acid hialuronic, botox sau diverse alte substanțe și ce le recomand clientelor și clienților, pentru că, Paul, hai să invităm și pe domn, da? să vină Absolut. iată, la latura de cosmetică și de nu frumusețe, da. Eu le recomand cu încredere. De să vină. câte ori să vină și ce să facă? Eu le recomand cu încredere să vină în centrul nostru din Galata și să folosească aceste aparate, pentru că ele cu siguranță vor ieși mulțumite și împlinite că nu a trebuit să-și facă aceste proceduri de injectare sau proceduri pe care ele nu le îmbrățișează din prima fază. Pe viitor, noi sperăm să aducem și alte aparate bineînțeles care o să fie în trend și sperăm să avem cât mai multe cliente mulțumite și să se simtă în centrul din Galata ca la ei acasă Că practic, cum am și spus mai devreme, noi suntem a doua familie pentru toți membrii Oxigen. E frumos să priviți așa clienții ca pe membrii familiei? Așa cum pe partea de centru din Galata avem această parte de remodelare corporală, în Iași, în centru din și este singura sală de squash din da, zona, din zona din Moldovei. Dat, da. Uh, suntem unici în, în, cu acest sport și chiar invităm absolut... Dar explică-le puțin celor ce nu urmăresc ce presupune. squashul este un sport, un joc, poate să fie... Este și la modul competițional. Se lucrează în parteneri cu palete, cu minge și cu peretele. Este un, o activitate, un tenis cu peretele, un tenis, da? Cu peretele. În limbaj popular. Da. Este o activitate foarte... Pe cât plăcută, pe atât transpir și consumi calorii. Deci invităm pe toată lumea să încerce acest sport, doar că suntem singurii care deținem o astfel de sală în zona Moldovei. Și revin iară la mediul de business și la conștientizarea importanței activităților sportive. Din ce în ce mai mulți manageri își trimit proprii angajați iată la sală, dându-le ca și bonus aceste abonamente la salariul pe care îl primesc lunar, da? Aveți protocoale încheiate cu reprezentanții ai mediului de afaceri care să-și trimită efectiv, dar să și vină, da? Proprii angajați la sală? Da, avem... Uh contracte încheiate cu multe companii din Iași care practic plătesc, în, un mod, grad, plătesc abonamentele angajaților pentru a-i stimula să vină să facă mișcare, să facă sport ei știind că după o activitate statică ei au nevoie de puțină mișcare și de un tonus mult mai bun la, la muncă. Noi pe viitor avem în plan să facem mai multe acțiuni sportive în centrele business. Practic, împreună cu cei de la Palas vom organiza Săptămâna Sănătății în luna iunie și în fiecare zi cei 7000 de corporatiști din tot Universul Palas vor beneficia de câte o zi cum să trăim sănătos, Ce cum frumos. să mâncăm sănătos și cum să facem sport sănătos. Noi vom fi într-una din aceste zile împreună cu ei în parcul Palace și le vom arăta diverse, diverse workshop-uri din activitatea noastră de fitness și aerobic. Și nu numai, că îi vom și bonusa, vom avea diverse premii pentru ei, vom avea tombole, premii speciale pentru toți cei din mediul de business care doresc sau au în plan să vină la. la mm. La centrele noastre și mai ales de faptul că programul este unul lejer și le permite nu să vină totuși până la 23:30. Bineînțeles. Bineînțeles, au timp, timp suficient. Au timp suficient să-și să facă, să facă o oră de, de sport. Ne avem câteva imagini și cu ceea ce înseamnă bazinul pe care îl aveți și spaul pe care aș vrea să le comentez, Paul, și să ne spui. De ce e important, uite, să să învățăm să notăm dacă nu știm sau să mergem să facem un not? Pentru că tot vorbeam de cei ce se plâng, uh, și din ce în ce mai mulți de dureri de spate. Activitățile în apă sunt uh, cele care favorizează foarte mult persoanele care au anumite afecțiuni ale coloanei, Și deoarece nu mai este acel impact pe care îl avem cu solul. Uh, atât în notă, cu și activitățile care le avem la aerobic de aqua, uh, aqua gym sau aqua zumba, sunt activități care uh, pot fi făcute de o mare parte din, uh, din clienții noștri. Apa, avem certitudinea că este controlată Absolut, sunt termic, igienizată. Ridicate, da. Se testează în fiecare săptămână, chiar și în fiecare zi, gradele și cât și calitatea apei. Dacă decidem să venim cu copiii, de exemplu, de la ce vârstă suntem primiți în sală? De la 2 ani. Se poate învăța în not la 2 ani? Da. da, avem grupa BB, avem antrenori calificați care fac atât în timpul săptămânii cât și în weekend cursuri de not. În cât timp am putea să învățăm să înnotăm? Ce spun Asta așa, depinde de fiecare absolut de capacitatea de învățare. Avem recent și cursuri de scuba diving în care se lucrează sub apă. Avem specialiști care fac astfel de cursuri recomandăm absolut tuturor să vină să învețe să nuate, chiar și pentru un moment, un răgaz de relaxare pentru că tot vorbeam de activități la modă și de tendințe. Mi-aș permite să vă întreb care mi este moda în sala de sport pentru că mulți dintre ieșeni poate privesc ca pe o modă, da? mă duc la sală și îmi pun cel mai frumos training din casă și cei mai frumoși uh, pantofi sport, da? Pentru că trebuie să atrag privirile, vreau să fiu la modă, în trend. Ce recomanzi acum, vorbind sincer, să da? Știți că lumea este din ce în ce mai educată când vorbim despre ținuta pe care o purtăm în timpul antrenamentelor, nu mai mai dorim să fim neapărat la modă, ci să fim uh, în siguranță în momentul în care facem sport. Pantofii, uh, mă refer la uh, pantoful sportiv, trebuie să fie pentru activitatea pe care o desfășurăm, pentru alergare, pentru fitness sau pentru aerobic. Deci, când mergem să ne cumpărăm adidas, da? Absolut, toate, trebuie să ne cumpărăm strict o... pe activitatea pe care o desfășurăm. Exact. Pe partea de aerobic pot să fie acei papuci de running. Pe partea de dans, pe partea de zumba, trebuie să fie acei papuci care îți permite flexia gambei mult mai ușor, deoarece sunt foarte multe pivotări și rotații, iar la fitness iarăși de asemenea este o altă categorie de încălțăminte. Iar pe partea superioară, bineînțeles, lumea preferă culorile fără, și fără machiaj, machiaj, clar, ce deci venim, să... uh, venim la sală să facem sport Da, Dar multe dintre modei. doamne și domnișoare, uite că nu ies din casă nemachiate. Nu e nicio problemă atât timp cât machiajul este waterproof. Da, da, și asta e drept. Da. Culorile foarte îndrăznețe sunt la mod din ceea ce văd eu acum, dar... De asemenea, calitatea materialului, cât și, cum am spus, siguranța în momentul în care facem sport este esențială. Ce vârstă are cea mai tânără clienta ta, dar și cea mai în vârstă? Cea mai tânără am o grupă de copii de 2 anișori, de la 2 la 3 ani, iar cea mai vârstnică am avut la 68 de ani. Bravo! Deci, iată, 68 de ani, eu îi îndemn pe toți cei ce nu urmăresc și chiar pe doamnele ce au o vârstă mai înaintea de 68 de ani să meargă la oxigen și să facă sport și nu numai. Ce observ, Simona? Mai au grijă doamnele ajunse, nu știu, la pensie sau după pensie, efectiv, de estetică, de frumusețe? Avem foarte multe cliente Ă, ieșite la pensie, care vin la noi să se relaxeze. Ele vin la piscină, la spa. Noi avem uh, trei uh, saune, două uscate și una umedă, și practic în fiecare dimineață văd uh, doamnele pensionare cum vin la centru spa să se, să se relaxeze, uh, să stea în jacuzzi. Ce frumos! Da, după care uh, vin și la masaj. Într-adevăr, avem. Uh, Doamne, bine, care doresc să trăiască sănătos până cât mai târziu. Să trăiască civilizat până la urmă, că sănătatea nu are vârste. O parte din ele chiar vin și la clasele de dimineață. Avem clase pentru toate categoriile de vârstă și pe toate intensitățile. Avem clase de yoga, de pilates, pe care le frecventează chiar și persoanele un pic mai în vârstă. Asta este important să conștientizăm că oxigenul nostru din viața fiecăruia până la urmă reprezintă mișcarea, frumusețea și chiar dacă suntem din mediul de business, chiar dacă suntem studenți sau chiar dacă lucrăm câte 8 ore pe zi ca și angajați, trebuie să găsim acea părticică de timp, da? 30 de minute, o oră, să venim la centrul oxigen și să conștientizăm cât de importante sunt activitățile. Pentru că mai avem puțin și ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să mai subliniați încă o dată beneficiile și avantajele tuturor, pentru toți, da? atunci când trecem pragul oxigenului, ce găsim? Și de ce să venim? Aș vrea încă o dată să le subliniem importanța vizitei la voi. Când trecem pragul oxigenului găsim de toate, pot spune. Deci găsim aerobic, găsim fitness, spa, relaxare, piscină, remodelare corporală și nu în ultimul rând găsim o terasă unde să putem face plajă, pentru că tot se apropie sezonul estival. Când foarte multe cliente doresc să se bronzeze natural, noi avem în desfășurare o o terasă unde clientele noastre pot veni să facă plaje liniștite. Hai lăsat lăsat așa pe final de emisiune da. ca și surpriză. Da. Ca și bonus. Deci iată, puteți să mergeți să vă bronzați la oxigen. Paul, pe final de emisiune, un mesaj? Eu mensaj. recomand tuturor să facă sport, deoarece am observat că și atât femeile cât și bărbații au început să facă lucrul acesta. Îmi doresc să avem cât mai mulți membri în Clubul Oxigen, să nu mai considere lumea nici aerobicul, deoarece bărbații consideră că aerobic este acel aerobic vechi cu Jane Fonda. Nu? Doar pentru Doar doamne. Pentru doamne nu? Aerobicul este și pentru bărbați. Avem, cum am spus, activități de toate intensitățile. Îmi doresc să creștem în continuare, deoarece de a, din 2012 până acum s-a observat o creștere a numărului de persoane care frecventează o sală de sport. Și echipă de calitate, ceea ce aveți, trebuie să-i salutați pe toți, să nu se supere pe voi. Așa este. Avem cea mai bună echipă din Iași. Și pot că... spune pe final că avem cel mai bun instructor de Zumba, Paul Chiriac, uh -huh. care are exclusivitate doar în centrele noastre Oxigen. Așa e, lasă modestia deoparte, <laughs> pentru că ești bun și îți place mai ales Așa este foarte este mult tot, ceea ce faci. Așa este, toată echipa de aerobic și fitness este excepțională, am mare încredere în ei și uh, cred că putem să facem lucruri uh, extraordinare pentru comunitate. Mă bucur foarte mult uh, pentru faptul că, iată, tot pentru comunitate ați decis să veniți în această seară la Pulsa Economică, emisiunea mea, și să împărtășiți din toate cunoștințele voastre și să-i motivăm și să-i convingem pe toți ieșenii să iasă din case și să facă sport. Sport sănătos! Mulțumesc și vă doresc succes în tot ceea ce faceți! Vă mulțumim. mulțumim pentru invitație! Pe dumneavoastră vă aștept joia viitoare la aceeași oră ora 20 să luăm din nou Pulsele Economiei Șene. Sunt Carmen Sandu Toderașcu și până revedem vă doresc să aveți o seară frumoasă și nu uitați, faceți mișcare și sport sănătos!